Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. De unde veneați dumneavoastră? De către Ghela. Și aici pe centură? Da, în comunitate aici și el a vrut să intre către oraș. El venea dinspre Dej? Da. Și v-a ieșit în față. Era singur în mașină? O doamnă, dar a rămas în carcerat, au scos-o băieții. Relativ bine. Conștient, apoi. Înțeles. De unde sunteți? De la Baia Mare, de la Baia Mare. Mulțumim. Toate, nu pau și neapărat încercăm, dar stai gata, cu poze, nu stai să ne lăsăm. Am văzut tirul aici departe și am crezut că pot să intru și... Înspre Dej vineați? Da. Și mergeați la Gherla? Poftim? Spre Gherla mergeați? Da, da. Și m-a lovit. V-a lovit în plin, în față? Ai, tot mai... Răniți au fost în mașină? Da, puțin. Sau tot. Ma două persoane erați în mașină? Da. A rămas încarcerată? Nu. A putut să iasă din mașină? Nu, o... Nu a fost prins așa, știți? O scos-o. M-a fost prins de la bord, de acolo, știți? Dar nu s-a făcut o mișcă acolo drumul cu piept. Probabil, cred, s-a lovit airbag. De unde sunteți? În ce localitate? De lângă Baia Mare. Așa, metodul de pompier deja a intervenit cu autospeciala de descarcerare pe raza localității Bunești la un accident rutier produs între o auto utilitară și un autoturism.
urma accidentului, o persoană a fost încarcerată, care a fost extrasă și predată echipajului SAJ. Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din patru județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.